Ia uite, m-ați speriat. Ce faceți mă acolo? Da bine, eu mă jucam pe bucățica asta nouă de laptop pe care am pus mâinile. Ah, încă o bucată tehnologică a ajuns în posesia mea pentru a o testa și să văd ce este cu ea. Între noi fiind vorba, câteodată când văd cât de repede evoluează tehnologia, mă simt ca un peșteri limau. Da bine, v-am găsit la recenziile tehnologice ale lui Zoli. Avem aici o bucățică wow de laptop și anume laptopul de gaming sau de lucru, dacă sunteți niște oameni întreprinzători cu joburi și vă câștigați pâinea cu ajutorul laptopurilor Asus ROG Strix Scar 17 de la 17 inci. Duminica trecută am făcut și eu un live stream de pe Leviathanul ăsta de laptop. Am jucat și eu niște God of War cu DLSS-ul turat acolo la maxim să fie cea mai calitate. A fost foarte ok streamul și experiența de a mă juca de pe laptop, dar și jocul în sine, mi-a plăcut la nebunie, bă. A fost primul meu stream pe care l-am făcut vreodată de pe un... N-aș putea să zic chiar primul pe care l-am făcut vreodată de pe un laptop. Am mai făcut streamurile de gătit, dar nu implică foarte, foarte multe probleme. Prima oară când am putut să fac un stream la calitate Full HD, 60 FPS, să se vadă și ok jocul. Deci aia mi s-a părut foarte interesant. Reușit să fac un stream în care să mă și joc, să meargă și conectată camera, care, no, camera mea cu care filmez, 60 FPS, 1080p, mănâncă foarte multe resurse, și să te joci un joc cu DLSS-ul pornit și să-ți meargă și stream-ul bine, pentru că contează să se vadă și bine, să n-ai nici lag, să fie toate îmbinate acolo, echilibrul perfect. Numai vă dați seama, eu cum n-am mai făcut stream niciodată de pe un laptop de gaming și să trească să fac gaming de pe un laptop de gaming, mi s-a părut așa, până m-am prins de schemă, setup-ul l-am făcut foarte repede, a fost foarte ok. Și păcat că n-ați venit să vedeți mă stream-ul, mă. Pe stream am putut să-i testez toate capabilitățile tehnice, deci care ați fost pe stream sau care n-ați fost, o să puteți să revedeți stream-ul la mine pe canalul de Twitch, l-aveți aici. Și acum vreau să văd cu ochii mei probabil cea mai importantă caracteristică a unui laptop, și anume portabilitatea. Doar de ce ți-ai mai luat un laptop dacă nu poți să-l cari oriunde, oricând și să-ți faci treaba peste tot? Bine, peste tot, dar contează și în condițiile meteorologice, că doar nu vreți să vă ploaie peste laptop, nu? Așa că o să le iau frumos pe Strixica ăsta la o plimbare în parc. Între timp o să vă mai zic detalii tehnice, că doar da, sunt canal de tech aici. Revenim. Așa, deci am prins o vreme foarte bună să stau frumos pe bancă în parc să bag niște God of War. Ca specificație, acest laptop e cel mai laptop la care am avut privilegiu de a umbla în toată existența mea. Piesa de rezistență, Laca Video. GeForce RTX 3070 Ti. Să-ți poți juca toate joacele în cea mai calitate posibilă, să n-ai nicio treabă. Bineînțeles, placă video care e dotată cu a patra generație de tehnologii Max-Q. Pe scurt, Max-Q înseamnă că are o serie de tehnologii bazate pe tehnologii cu AI, inteligență artificială, care sunt dezvoltate pentru a optimiza și a îmbunătăți performanța și experiența de gaming și nu numai a acestor laptopuri. Câteva dintre aceste tehnologii sunt setările optime pentru joc, care găsește cel mai bun echilibru între performanță și calitatea imaginii. Apoi configurează automat setările grafice personalizate pe baza procesorului grafic, a procesorului și a monitorului sistemului tău. Și Dynamic Boost-ul, care utilizează AI-ul pentru a furniza în mod automat nivelul optim de energie între procesorul grafic, memoria plăcii grafice și procesor pentru a spori performanța. Procesor i9 de generația 12, perfect pentru joace care au nevoie de o putere babană de procesare. Bineînțeles, cum avem generația 12 de Intel, aia înseamnă că avem DDR5, frate! 32 de GB de RAM DDR5! Nici nu știam că a apărut deja DDR5, poftim! SSD de 1 TB, no, fiți atenți aici, răcire ROG Cooling cu metal lichid, mă! Ecran cu 360 Hz refresh rate în Full HD și 240 în 2K. Man, nici cu sunetul nu s-au jucat băieții cu versiunea asta de Strix. Are sunet de calitate, tati, cu Dolby Atmos. Și luminițe. E clar că e de gaming. Laptopul are aproape 3 kg, dar pentru mine la ce bodybuilder râs, e destul de ușor, dar poate pentru unii e greutatea perfectă cu care să te apuci de niște sport, nu? Ia uitați aici! Cam o oră de șmecherie o durat sesiunea de gaming în parc, după aia trebuie să mă car de acolo, că a început să întunece. Și între noi fiind vorba, nu e cel mai potrivit parc în care să stai pe un laptop în timpul nopții, dacă mă înțelegeți. Concluzii?
Bă, mere! Mai mult de atâta nici nu pot să spun, adică eu am rămas surprins că o merg stream-ul. Știu că am mai zis chestia asta, dar încă șocat, adică să-ți meargă și jocul, să-l joci și la oarecare calitate, să poți să-ți conectezi și camera, aveam și controllerul conectat, deci nu s-au făcut probleme de bandwidth sau alte chestii de genul. Am configurat destul de ușor setup-ul, o merg să-mi țină și stream-ul, nu mi-a picat stream-ul. Pe stream se vedea ok, jocul mergea ok, n-am avut nicio problemă. Chiar au fost super ok și nu a trebuit să sacrific nimic din calitatea stream-ului. Aia înseamnă că StrixCar 17 nu bate, nu troncăne și își face treaba așa cum e programat să o fac. Nu știu, bă, deci așa îmi place când mai am ocazia să mai umblu pe chestii din astea noi care apar, să poți să ai ce aveai într-un high-end PC să-ți fie compactat într-un laptop, mă, și chiar să se comporte ok, bă, e extraordinar. Chiar recomand dacă aveți chestii foarte complicate de lucru și v-ar trebui un PC, dar n-aveți spațiu unde să vă țineți un PC sau v-ați jucat niște chestii ca lumea și, bineînțeles, iar n-aveți spațiu să vă țineți un PC sau călătoriți mult. M-am putut juca din parc God of War și nici nu l-aveam conectat la curent, mă. Dacă v-am strânit curiozitatea, o să vă las în descriere un link către pagina laptopului. Acolo o să puteți să aflați mai multe detalii, mult mai multe detalii decât ce detalii v-am zis eu pe canalul meu de tech. Bineînțeles, eu Zoli Zopi al doilea. Vă mai aștept la și la alte recenzii ale bucățicilor tehnologice care mi se mai ivesc în față. Chiar sunt curios, ce părere aveți voi despre ROG StrixCar 17? Lăsați-mi opiniile voastre în comentarii. Eu am fost Zoli, vă mai aștept la recenziile. Cum Dumnezeu i-am zis la emisiunea. În fine, dă-i pace. Ne auzim. Pa, pa!